Și... Da, și uite, pot să zic cu mașina Și am asta zis să că... mergem la petrecere sau ceva de genul, știi? Asta e închiriată ceva. Nu trebuie Da, închiriată, e... mă, o parchez lângă poliție undeva și mergem noi pe jos până acolo, știi? Zice că am venit pe jos sau băgăm noi ceva. De ideea e câte Autobuz. toate prepoveștile să fie la fel, că poate ne iau pe De asta toți trei, am știi? zis, să facem un plan, știi? Eu te-l bag și noi. Cum să mergem la petrece, am fost până la benzinărie să-și scoată Să luăm băiatul banii. bănuții. Și nu la tunii pe cu mâinile sus, că nu știu ce. Să închi făcea el cinste. Ca să zicem așa că Da, bă, da, dar da, trebuia păi să... da, că eu Bă, dar sunt cu trebuia să benzinăria, merge pe cu asta am mașina câștigat mea, mai mult. frate. Așa. Și, na, tu ești tovarășul meu și mai suna, bă, frate, mi-a furat ăștia mașina, vino repede să mă iei. Hai să Păi facem, și hai să acum e știi. asta, stați că Păi da, trag mă, aici dar pe tu când dreapta. ai venit cu mașina, ai trecut și pe lângă poliție cu Porsche-ul ăla galben, ai trecut pe Păi lângă te ei. căutam, frate, nu știam unde De-aia ești. zic, și aia e Da, chestia, ia fii tu... atent, dacă te pui tu la volan, crezi că verifică ei a cui Păi, e mașina asta? mie că verifica cu e mașina, Dar gen. nu, mă... Haideți mă, la, că scot eu un bon. Nu, voi Mai tu sărăcei că puneți-vă în e de parcare la lângă poliție, mă, rent. băieți. Ne băgăm Nu, în nu, nu, parcare ne lângă trebuie... poliție și mergem pe Da, mă, jos. da, și mergem Ne pe jos trebuie și zic. o mașină de-a Lasă-mă lor, că știi, mergem ca pe să jos, zică mă. că au venit după noi, Lasă-mă să că ne ia mergem cu pe jos. mașina. Nu Mergem pe e jos și nu-mi zice ea, arată mașina să vă zic că... ok. Zic că mașina e acolo, e E asta că... acolo, frate, am venit după el, e fratele meu. Are N-am cum patru să-l locuri, las la nu? greu. N-am cum să-l las la greu, știi? Da. Nu-mi zice ea să dă să vă mașina. Dă-l încolo de polițist. Da, chiar. Nu cred, mă, că zic așa. Vedem acum că ne treaba. Hello, Tudor. Păi și eu ce le zic când ajung la ei, le zic, domne, mi s-a furat mașina, că ca și cum eu n-aș ști că am mers pe jos atât, am ăsta, nu știam că m-au chemat, că nu m-a sunat. Să s-o vei Da, notificare vedeți, pe zic. telefon, mă, că nu ți-o furat tot, ai telefonul la tine. Ah, dar chiar că încă mai am telefon. Și zic, domne, mașina Ai rămas furată. fără baterie la telefon, n-ai avut cum Da, să suni. te Da, parchează și aici zic să... undeva, nu trebuie să te pui pe Stai lângă că bag poliție. aici, pe dreapta, pe Exact. străduță. Te o lăsăm aici, nu cred că zice nimeni nimic. Da, asta ideea e că o dăm furată, știi, mașina e furată, practic. Da. Păi Hai și să merg. dacă ne întreabă cum arătau ăia de-au furat-o? Zice că aveam Nu, măști. aveau măști. Multicolor. Erau toți negri, nu știm să vă zicem. Multicolos. Unul albastru, unul verde. Băi, ce că vei mafia cărcum. Okay. Nu, pe da. Mă gândesc așa. Să ne punem și noi de acord un pic, să vedem dacă ne întreabă. Doamne, Hai, pe mă, da, să stăm un pic aici. erau trei. Fii atent. Doi, trei. Câți erau? Patru. Puneți-vă Erau voi de patru acord. într-o mașină. Puneți-vă voi doi de acord că eu cu burete nu știu Da, nimic aici. voi n-aveți treabă, voi ați venit doar să ne luați. Deci zicem așa că erau vreo patru. Erau patru. Într-o Așa, mașină. patru. Erau mai mulți, au venit cu mașinile sau... Așa. Nu, erau patru într-o mașină. Ok. Măi, ziceți doar Și de una. cu pistoalele la noi, ne-au amenințat Și să dăm au jos. ieșit la noi, da. Și doi dintre ei ne-au furat mașina. Și ceilalți doi au plecat cu mașina lor. Ok. După care tu m-ai sunat pe mine, bă, disperat, bă, ajută-mă, te rog eu că m-am furat ăștia, mi-a luat mașina, mi-a luat tot. Și până la aia am venit și, na, te-am ajutat. Înțelegi? Da, cam asta e treaba. Cam asta e treaba. Hai să mergem. Dar aveți Hai. ceva? Mă, Vreo dovadă, gen, că v-au luat sau... Nu știu, apar n-am. adică ce păi nu dovadă? avem ce dovezi să avem. N-are. Nu Eram și pe știu. autostradă, nici camere de luat vederi să zici că sunt pe De acolo. asta zic ceva, nu știu, abar n-am. Poate ce bă, ok, dar na, nu știu. Hai să vedem, mă, Bine, vedem ce -s. ei trebuie să verifice, na. El trebuie să verifice. Ia bă. Dacă nu, e avocatul, sună pe ăsta dacă nu. O fi prin Ei oraș? trebuie să... Nu știu, nu cred. Ăsta cum îl chema? Avocatul poporului. Așa l-am trecut în Șumi. telefon. Șumi, șumi. M-am întâlnit cu el la o petrecere odată. Ideea e că... Nu. O să vă ceară numărul de matriculare aia, să fiți pregătiți de tot. Nu ele știe, le Să are tot. traversăm și noi repede. Mamă, la mașina Că mea. poate vine o mașină. Da, frate, îți Am dai cere seama, zice. numărul la mașină, Păi na, de ce? mamă, păi de asta e așa că nu mai știu la aia. Cred, de fapt, cred că îl știu. Cred că îl știu. Eu zici tu să caut în bază, da, cu numele tău, tu și pe o tău mașină. Mamă, ce lag a fost. Da. Hai să traversăm repede.
Uite un polițist acolo. Nu ne vede, trecu pe lângă noi. Hai în secție direct, nu? Da, intrăm de acolo, nu? Ce e aici, da. Bani negri? Da, domne. Venim să... Sper să-mi găsească mașina, mă. Avem și un polițist. Să-i... Da, bune, mergeți, dar spuneți-mi și mie, că la secție. L-am pe... Băiatul i s-a furat mașina, eram amândoi pe drum pe autostradă. Mi s-a furat mașina și am venit să declar furtul. Aveți anumite dovezi, știți persoana care v-a furat, știți unul CNP? Nu știu cine erau, erau mascați, erau vreo patru într-o mașină, ne-au oprit pe autostradă, ne-au zis cu armele să ne dăm jos, ne-au lichițat și ne-au furat mașina, au plecat după aia. Nu știu dacă am cu ce să vă ajut. Aveți un număr de matriculare a mașinii? Da, 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 am. B93MAT. Era mașina dumneavoastră? Da, da, da. B93MAT. Da, B93MAT. Vă rog frumos să intrați cu mine în secție. Sigur. Eu eram cu el împreună. Ne-am dus la o benzinere, da, era, de asta mai locală să-mi scoate niște bănuți. Sper să nu... Sper să nu o las la... Știți că mașina dumneavoastră era căutată. Mașina mea? Nu să fie căutată. Păi te-ai de-abia acum, am ajuns să declar. Nu era cumva un BMW X? Da, e un BMW... Nu, e o Toyota. O Toyota MOV. Și ne aveți și un BMW X cu toate aceleași numere. Nu știu ce e X, nu știu tip de X, știu doar că... Mai am un BMW, dar e M4 ăla. Nu e SUV, e de ăsta, dar nici, pe aia nici nu mai folosesc de mult. Dar într-adevăr, mai am una. Am impresia că e și stricat aia, a? Dar avea bătaia la... Dar nu e asta de mi-am furat-o, e o Toyota MOV, e una mică. Mi-am luat-o că e mai sport, e mai rapid, așa și... M-am oprit pe autostradă, mi-am luat-o. Cristian! B93MAT, ce mașină era? Era Toyota? Toyota. O venit o persoană aici la secție că reclamă că e sufrat mașina și am întrebat că ce numere de matriculare la mașină și mi-a zis că B93MAT. Păi hai că a fost cazul tău, nu te mai bagi. E frică să te bagi. Păi nu tu ai fost atunci implicat. Eu? Un M5 sau M6. La secție aici. Dar cine? Înăuntru, unde-ți faci buletinul? E Cristi în stație? Bă, nu știu și eu, am auzit aici. Dacă e Cristi în stație, spune că e și lămâie aici. Că mă... Mă auziți? Așa, m-am revenit și eu. Prietenii mei ești, mă. Da, mai mulți sunt. Ulam pe... Bă, gata, mă, te-aș... V-ați făcut cumva omologări la mașina aceea? N-am apucat să îi fac omologări. Dacă v-ați făcut omologări, ar fost mai ușor să o găsim în baza de date. Am crezut că primește ceva, oameni. N-am apucat să-i fac omologări. Da, mai că-i dau oameni, deci nebun la cap, nu, dar era mai ușor de găsit în baza de date dacă și-aș făcut omologările. Zice, dacă toți a furat ăștia mașina... Se dă așa. Da, mă, mă apuc, ești nebun. Te-a trebuit să ai o... Da, păi da, îi făcusem niște modificări și până să apuc să vin aici, deja mi-au luat-o. Am înțeles. Că am apucat să o fac și mai rapidă și mai asta și nu știu. Niște nenorociți. Mai mă cumpără permis. Problema este alta. Care? Problema e că trebuie să-i găsim pe nenorociți. Mamă, stați. Ziceți acum. Problema este că trebuie să-i găsim pe nenorociți ăștia pentru că nu mașina în sine e problema, ci avea în torpedo e problema. Domnule, avea o cărămidă de bani, domnule, domnul are o benzinărie și tocmai ce s-a dus, cred că mafioții, și cred că au fost ceva mafioși și au lovit la pont. Păi și mafioții au acces la portbagajul lui, au cheile? Hai să vă zic o chestie. Domnul are o benzinărie și tocmai ce a fost la, mă rog,
la benzinărie. De acolo am fost. Să scoată niște bani din casă, înțelegi? Înțeleg. A scos cărămida de bani, a băgat în mașină, în torpedou și a plecat. Da, gen, e o cărămidă? O cărămidă. Domnule, adevărat, tu se e termen așa mai popular, să zicem așa. Adică are mult bani. Da, nu știu glumea. Mulți bani rău de tot, înțelegi? Am înțeles, a cărămidă așa. O plită mai cărămidă. Noi voiam să ne ducem la o petrecere. Dar cine a zis că băga muntele de bani în portbagaj? Poftim? De cine ai spus că au băgat muntele de bani în portbagaj? Muntele de bani, fii atent. Acum depinde pe care cum. După care, frate, cred că ăștia au lovit la pont, frate, ceva. Pentru că i-au oprit pe autostradă, erau ăștia doi. Ăsta e tovarășul meu de foarte mult timp. Am copilărit împreună, ești nebun la cap. Ați făcut bani împreună. M-a sunat frate disperat, bă, vino repede, lămâie să mor eu, că mă, bă, m-au jefuit ăștia, mi-au luat tot, mi-au luat mașină tot. Înțeles. Ăsta. M-am suit repede mașină, m-am dus după ei pe autostradă să iau, hai frate, să mergem, să declarăm, să poate face poliția ceva, că noi suntem și noi civili pe aici, pe în oraș, cum să-i prindem noi? Na, ei aveau arme, aveau măști, familie mare, știi despre ce vorbesc. Acum, ce mașină au venit? Păi nu știu, băieții știu că... Nu erau niște niște meleuri de alea negre închise la culoare. Negre? Mhm. Erau galbene, erau pont. Poftim? Că am spus că de erau galbene, erau pont, că aveam mai multe reclamații pe niște mașini serios? Galbene. Ah, da, 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 știu, gata, m-am prins. Am auzit și eu, da. Stați să vedem, să scriem aici un anunț. E belea mare, trebuie să găsim neapărat mașina până nu sparge nenorociția aia toți banii la casino. Aia frumos să spuneți. Dar gândește-o altfel, uite ăsta. Poate își făcea o gagică ceva cu mașina aia. Toyota GT86. Ia uite. Ok, stați. GT86, domnule. Aoleo. E și o gălăcie de bani și mașina. Toyota? Deci Toyota GT86. Și o cafeluță de aici, B93 poate. Mată. Da, 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 ăsta e numărul. Mă, te ziceai și tu că ți-o ducea o notificare pe telefon sau ce s-a întâmplat? Da, primisem o notificare și pe aia mi s-a închis. Ați dorit să oferiți recompensă? Oferim, domnule, oferim recompensă. Da, 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 oferim. 50 de mii. 50 de mii, frate, cine găsește mașina în orașul ăsta, îi dau 50 de mii eu. Ești nebun la cap, trebuie să fac rost de mașina neapărat, torpedou ei mă interesează. Tu cât te dea pe atunci, 40 de mii, nu? Să vedem, domnul, dacă o să primim niște mesaje. Am dat, da, pe ei. Dacă o să primim niște mesaje. Bă, stai așa, mă, că poate ne-ai dă mai mulți bani de atât pe mașină. Are valoare de simbolică pentru el după aia. Și ce pare? Cât ai dat pe mașină? Eu am dat 40.000 pe ea, dar acum e mai scumpă. Frate, ce... Frate, dar n-are nimic, că măcar să iau ce-i în torpedou acolo, că... Acolo-i baio, frate, acolo-i baio mare. Torpedou, frate, 50.000, valoarea mașinii e fix. Torpedou, dar acum mașina aia am înțeles că se dă cu 100.000. Hmm? Ai zis tu ceva mai devreme de casino, bă? Că să nu se ducă ea să spargă banii păi la casino. Păi să-i căutăm acolo. Dacă mergem acolo, poate îi găsim drag acolo mașină. Bă, ar fi o idee, mă, să mure, dar știi ce ne trebuie? Ne trebuie suport în cață și curăță. Că singur nu mă duc să mor. Mai ales acum, seara. Ce idee aveți? Mă gândesc să fi găsit banii în torpedou, știi? Și ce să faci? Ce să faci cu banii când ei în mână? Te duci la casino, eu așa și fac eu, am intrat în gândul lor. Frate, trebuie să te duci la casino cu banii. Hai, ales cu mine la casino. Okay. Speri, aveți o mașină de asta mai mare în care se intră mai mulți? Maxim în brațe pe lume, maxim, chiar așa. Maxim 4 mașini. Ok. Nu, lasă că mergem cu două mașini, e problemă. Ok. Lăsați că iau eu mașină și vă luați pe sus, faceți ceva. Okay. Eu le iau eu pe lămâie în brațe. Nu, mergem cu două mașini, frate, și... Mă duc eu să-mi iau mașina. Domnul de la poliție... Rămâne un pic mai în spate, știi? Sănătate, Doamne ajută. Aoleo, belea mare pe capul. Mi se o mașină, domnule, la prietenul ăsta. Belea mare pe capul nostru, de aici, nebun la cap. Am înțeles. Ce mașină, domnule? Denis, am rugăminte, hai puțin. O Toyota. Denis, de unde referești? Nu mai hoți și nu aici, domnul Cristian.
Da. Ah, cred că jos. Să mă gândesc. Da, jos e garaj, da. A, jos, jos e garaj. Mă sper să recuperezi mașina să nu urmă. Cu ce mașină mergem? Ce faci, domne? Foarte bine, tu ce faci? Ce dracu, acu vine de la un jaf. Lasă, că e bine. E pe dracu că așa sproși de bubui. Băi, ce s-a întâmplat? Vă deghida pe acolo? Vrei să dăm pe românească? Iau pe nu, cineva, nu, nu, nu. Mergem. Ce? Vă dă pe românească. Du-te, du-te de aici atunci. No, păi, hai să mergem. Mamă, că vă mașina asta galbenă mă ia rău. Vorbim, revenim mai târziu și vorbim. Da, da, încerc să nu mai supor culoarea asta. Cum vă numiți, domnul polițist? Inspector Doru Mucanu. Frumos, bă. Păi mă cheamă în lingură, David. Inventat. Dom'le, dar mașina asta o iau mai mulți, nu? Din secție. Nu doar dumneavoastră. Nu? Depinde la ce vă referiți, nu înțeleg. Păi da, îmi pare cunoscută că am avut accident într-o seară. Da, logic, nu numai eu o iau, da, da. Am avut într-o seară accident și cred că fix cu asta am avut accident. Alo. Vezi că suntem aici la intersecție, boss. Mă auzi, domnule? Nu, cred că erau niște colegi de-ai dumneavoastră, că n-aveau girofare, n-aveau nimic, au trecut pe rău și au intrat fix în tirul meu. Mi-au răsturnat remorca. Păi și nu mi-aș cerut asigurare. Nu le-am mai cerut, că îmi ziceau că de-abia s-au angajat și că le fac probleme și am zis să lase. Hai că vezi că mergem la caz din nou, acolo. Am mai rău, cisternă de benzină pentru mine. Gata. Ok, hai că mă aștept acolo. Nu, bă. Hai, închide tu, închide tu. Și cum merge treaba prin poliție? E activitatea asta, cum aș gândi pe viitor să mă bag și eu pe aici. Mă... Nu e activitate la noi. Am înțeles. Numai la SIAS, de asta ți se pare că suntem mulți. Suntem, okay. suntem doi polițiști, ca să știi. Ah, ok. Și de sunt SIAS. Da. Tiger mai e ministru, nu? Din câte știu. Tiger? Da, numele este. Tiger e șeful de la SIAS. Ah, de la SIAS, ok. De la noi e Richard cu Cristian. Ok, ok. Oh, și pe Richard. Mi s-a zbârlit pielea pe mine când am ajuns aici să mă... Pentru mine. Și pentru mine la fel, dar să mori dacă... Rău. Mi s-a zbârlit pielea pe mine, uite. Du-te, bă, zici că mă trage ghișeul, dar nu mă duc. Aveați o colegă de treabă pe acolo. La mine cred că e semn poliția. Că mai am bani la mine 777. Nu-i nimeni, e gol. Da-ți domnule așa puțin, că tot am ajuns. Nu-i nimeni aici? Nu, e gol. Bolete, hai să mergi. N-avem șansă. Haide, că venim înapoi, vină cu... Hai să plecăm cât mai rapid, că nu vreau să rămân aici. Păi, de ce ți-e frică, Jeso? Lămâi, eu rămas aici? Mă, aici, te simți afară. Cred că o rămas la ruletă. A, el mi-are obiceiul să se rămână. Medic, chef și... Da, deci consumă banii. Da. Faza e că eu nu prea am voie așa îmbrăcat înăuntru. Au, de ce? What? Poliția n-are voie în casino, decât dacă are mandat de percheziție. Serios? Da. Am înțeles. Periculos. Bun, care e planul? Nu știu care e planul. Eu nu știu pe cine urmăriți, eu știu numai un nume de mașină, un model și un număr de matriculare, eu nu mai știu nimic în schimb. Păi și noi tot cam atât știm, domnule, că pana mea, mă zic că la bot aia, încât am înțeles. Da, băieți. Mașinile lor trebuie să le știm. Dacă știm mașinile lor, știm și băptașul. Da,
clar. Dar e greu. E greu. Noapte bună. Ce zonă vă culcați? Nu, azi le-am prieteni pe stație. Cu scaun. Dormiți aceea cu noi cu scaun. Acum am fost zi noapte bună și asta este. Rezolvăm mâine cazul. Nu, am mai auzit eu chestii de-astea că rezolvă mâine cazul și nici acum nu mi-ați găsit. Noi aveți un încărcător pentru telefon, să văd ce am primit pe telefon, că mi s-a închis telefonul. Da, am eu o mașină. Ce ai de ăsta, Samsung? Eu am numai iPhone. N-am Samsung. N-am de Samsung. Ia stai, aveți de Samsung? Am o mașină aici, în asta. Ia, hai să-l pornesc un pic să văd dacă am primit ceva pe telefon. Domne, aveam o prietenă pe acolo, prin poliție. Doamna Elsa, dacă știți. Da, o știu. Miles Elsa. Ce mai știți de? Nu mai este în poliție. Nu mai este în poliție. Inactivitate. Am înțeles. Cine știe ce a fi făcut? Inactivitate, nu intră. Îmi plăcea mult de ea. De fapt asta. Ce să facem? Suntem în stat să vă zic câți membri suntem în poliție. Să faceți o idee. Câți sunteți? Se vede pe ce să facem. Nu întotdeauna. Important e că ați fost pe acolo și vă ați implicat corect cum în caz și nu ați trecut așa indiferent pe lângă noi. Suntem 17 membri, din care 3 sunt în geraj. Ok. 4 nu intră. Din star 10. Și 5 chiar nu intră, că nici Richard nu prea intră. Nu prea mai intră Richard. Nu. Da, păi, și care treabă, mai are și altă școală, sau chestii de genul, cu universitate, cu DLA? Probabil, nu vorbam. Nu știu, chiar nu știu. Prost. Eu cu Cristian intră ca chestor, Cristian e cel mai des. Nu știu câte luni aveți în oraș. Este, da, să vedem. Eu am 25. 25? Lasă și mai buletin să văd cu cine am stat de vorbă până acum. Mă știți, domne, am mai fost. Probabil. Mă știți? Eu n-am mai fost pe Domnești, din păcate, dacă de acolo mă întrebați. Da. Eu n-am fost. Fost pe Domnești. Nu. Dar știu persoane de acolo. Adică știu o persoană care a fost și în geraș acolo. Am înțeles. Pe cine îi cunoșteți? Pe Mocanu. Pe Mocanu. De asta mă cheamă și Doru Mocanu. Dar... Dacă nu era el... Bine, acum deschidem puțin nouă ceva ca să explic povestea mea. Așa. Dacă nu era el, eu nu mă apucam. Chiar eram coleg de clasă cu el, în generală, de fapt mai mult de generală, și când eram mai mici, 1-8 am fost în clasă cu el. Și pe a 7-a și pe a 8-a se juca foarte mult, bă, dar foarte mult, venea la școală, să stătea pe telefon, pe Discord, se uita pe grupul de Discord de la Adobe. și mă gândeam, ce e de-aia cu ea așa de fain, bă, nu știu ce. Și eu trecut 2 ani, acum azi pe 10-a, tot trecut 2 ani, și mi-am cumpărat și un calculator mai bun, m-am jucat CS un an. Și am găsit de CS și mă gândeam ce să mă joc, mă, și mi-am amintit de Mocan. Am zis că stai, mă, să mi instalez 5M. Și asta a fost. Am înțeles. Mă zice că a primit nu știu ce notificare asta pe telefon, dar e... L-a băgat ăla că l-a încărcat. Mi-am dat încărcător. Păi și? Ce notificare a primit? Nu știu, ceva legat de cazul ăsta, dar stai așa un pic să pornească numai. Bă, nu mă auziți? Da, domnule, așa că pornește cu telefon. Da, domnule, am reușit să-l pornesc un pic, am văzut că am o notificare că trebuie să vin la poliție să-mi iau mașina, dar ce s-a întâmplat așa cu ea? Că... Cum? A ajuns la secție? Da, dar nu știu cum, că v-am zis tocmai... Păi am dat eu anunț. Aaa... Hai să mergem până la secție. Acolo. Urcați în mașină unul sau urcați la celălalt, cum vreți. Hai, Bert. Hai.
Dar primisem de dinainte să vin la dumneavoastră, asta e ciudat. Dinainte? Că v-am zis. Păi da, eu eram pe autostradă și mi s-a închis telefonul de la frig, că mergeam, l-așteptam pe domnul la mâine să vină să ne ia. Înțeleg. După ce s-a furat mașina. Și am văzut după vreo, nu știu cât a trecut până a venit domnul la mâine, vreo jumătate de oră am stat în frig, mi s-a închis telefonul. Și când mi s-a închis am văzut acolo o notificare, dar nu știam ce e. Și pe notificare am văzut acum că trebuia să mă prezint urgent la poliție să-mi iau mașina. Mamă, stai, cine să știa? Înțeles. Și cine sunt? Bă, cred că da. No, e la secție? V-am zis, eu am primit acolo o notificare cum că trebuie să mă prezint. E Mercedes ăla, nu? Nu e aia la mașina, poliție. Nu? Mm-mm. Nu, nu. Aia e a mea, mă, ce pumpă lăus. V-am zis, am notificare aici pe telefon, vă arăt că trebuie să mă prezint urgent la poliție, că... Cine știe ce a făcut amul să vă prezentați urgent? Păi nu, nu știu exact acum, dar ideea e că mi-a zis, am primit acolo notificare că cu mașina că trebuie să mă prezint. Cristian. Da. Nu știu. Cristian. Cristian. Au dat atâta mâinile sus, ce se întâmplă? Ce faci? Și mie trebuie să mi-l dai. Să aștepți tot ce aveam? Da-l-o mâine. Dă-te, da, ce nervos. Da, noi tot învârtim, acum mergem înapoi la poliție. Da, mă, dar aveam și ceva fit fain de iarnă, băga mea. Și mașina lui e aici, știi? Dar ce se întâmplă? Stai să văd, hai aici și vorbim să vedem că e treaba. Păi sunt aici la poliție. Ok, hai că-s, perfect. Mă, omule, s-a schimbat proprietarul de la casa poliției că Radu nu se mai joacă. Și în pula mea nu mai am nicio îmbrăcăminte, bă, și disper. Poate. Mamă, ce nasol. Lasă-le s-a furat casa, fie mașina, dacă mă trebuie să zic. Da. Oare reușesc să o rezolv cu mașina? Mă, așa sper să se rezolvi. Na, că ți-am zis, mi-a dat aia că... Da, așa ce zici. Se prezintea de urgență la secție. Hai, erau supărat, mă, ci da. Aveau o casă înainte înregistrată pe unul, Radu. Și el a fost inactiv. Și au schimbat, o știa și au schimbat casa și toată lumea avea haine salvate pe acolo și a rămas fără. Înțelegi ce zic? De asta să ne întrebăm pe domnul de aici, poate. Dar ziceai că e mașina ta, ți-a adus-o aici la secție cineva? Da, am primit notificare, dar până să veniți voi să ne luați. Dar cine? Unde sunt ăia, gen? Am primit notificare cum că trebuie să mă prezint urgent la secție cu mașina, dar ei de unde știau că e furată? Bă, nu să ne zic ceva. Ce caz să moară băieții. Nu știu, poate i-au oprit ei cumva, dar să nu știe domnul ăsta de aici. Poate l-a oprit, l-a întrebat de actele mașinii și nu a văzut. Nu există chestii de genul unde se poate sechestra mașina? Cum? Să fie cumva o de-asta de sechestru de mașini. Da, uite aici, chiar aici, în secție. Să o ai la sechestru, m-aș râde. Ia verifică sechestru. Uite aici. Nu aici. Nu? Citește informații, nu? Asigurare. De sechestru nu e un parc. Cumpăr asigurare. Ba da, mă, era aici în colț, dar nu... Dar ce dracu? Mă apare noi. Era acolo, frate, nu știu ce s-a schimbat. N-am avut niciodată mașina sechestrată, da. De exemplu, nu aș fi o mare problemă. Să o fi de acolo, mă, poliție? Și unde a plecat? Nu știu. Era supărat că s-a fi dus să... Domnul polițist. Da. Dar este pe aici cumva o chestie de-aia de... Unde vezi dacă ai sechestrată mașina sau ceva? Da. Știu că era aici, în colțul ăsta, dar nu la biroul ăsta de aici. Vă arăt acum unde e.
Mă gândeam și la varianta aia, să cumva să fiu sechisat poliția sau ceva, știi? În camera acolo. Aici ai din câte știu eu. Ah, deci aici vedem. Îți se pare ceva? Nu, nu e niciun nu e nimic, n-am nimic. Ok. N-am sechestru. Și de ce te-a fi chemat? Mă gândeam că, na, ar fi asta varianta. Da, v-am zis, am primit notificare pe telefon de aici, de la secție, că trebuie să vin de urgență. Cu mașina. Legat de mașină. Înțeles. Hai, una de nervi. E periculos. E un caz destul de special. Se poate fuma, nu vă deranjează cum vreți să-mi fac secție, nu? Eu ce văd? Pe acum. Mă, înăuntru-i lege să nu facem, mă, afară nu zice nimeni. Ok. Nu mă gândeam că, na, poate tu cunoști ca și... S-a zmiștit. Agenta e dreptat. Atâta s-a aruncat chiștoace pe jos, pe aici. Nu, da, fost. Păi... Lasă că avem femeie de servici. Am înțeles. Am eu. Oh, mi-o te... Hai, nu știu cum fac cu mașina. Da, mă. Trebuie să dar la mine nu se aude. Da. La mine acum, nu se aude vocea lor. Eu cred că ar trebui să plec. Stai că o pun pe YouTube și ne uităm la ea după. Nu uitați, domn poliț. Mamă, dar trebuie să... Ce treci? Domn poliț, putem să pot să primesc ceva dacă găsiți mașina sau, nu știu, să ținem cumva legătura? Dați puțin. Să vin credita pe ce rezolvăm cu mașina. La cât vorbesc, cred că pe aia mă gândesc și asta. Știi. Da, am un număr de telefon. Da, păi și... Nu știu, pot să vă dau eu numărul meu sau cumva să mă sunați dacă găsiți mașina? Bă, eu nu mai am telefon. Bă, stai. V-ați pierdut telefonul? Nu știu, nu-l găsesc, am aici apta buzunare. Bă, la mine, chiar așa, ce mai zice nevasta? Bine, sănătoasă? Ok, da. Muncă? Mhm. Și scapă dimineața sau o seară? Sau L. Ce L? Bă, nu mai am telefon. Ai liberă, zici. Da, v-a furat și dumneavoastră telefonul. Bă, da, mă, la. Ce coincidență, dracu, ăsta, mașina, tu, telefonul, să mă ce se întâmplă în orașul ăsta. Stai, eu nu mai poți pe aici. Eu ieri mi-am pierdut pisica. Bă, da, frate, și pe aia. Îți dai seama că s-o prăzut în televizor și întâlnesc. Stai, norocul meu cu Virgil, că mi-a lăsat mașina el. Bă, îmi dă nu știu ce notificare, că te-ai mutat prea departe, nu știu ce. Și mie mi-a, dar vezi că poți să-ți scoți afară mașina aici, celălalt. Bă, nu poți să scoți telefonul, nu poți să scoți telefonul afară. Săr puțin, te rog. Ușor, câte cățe, Tony. De parcă n-ai vrea nebunul. Băi, nu mă de parcă. Ce urâtă fost asta? Eu plec de aici, ce să mă lăg. Eu am o prințesă pe tot, mă pici pe telefon să-mi bag pula. O să mă așezat și am văd. Cine mă ți-a luat telefonul ăștia de bula la cap? Nu știu. E, domn polițist, aveți... Așa, domnule. Aveați numărul unuia dintre noi, cumva? Mă rog, par mai mult la alfeți. Aveam numărul lui Bugs în telefon, nu știu unde. Numărul ăla l-aveam. Eu uși. El era mai principal, să zicem așa, să înțeleg, nu? Da, domnule, și dumneavoastră vă regăsit așa în poliție, gen. Vă place? Adică vă place treaba sau vă gândiți să vă faceți și altceva, nu știu. Să mergeți la pescuit sau să faceți orice altceva. Am fost și smurt, și vă poate confirma domnul. Care smurt ești, mă, Doru? Bă, nu mai știi că am fost cu tine, bă, ești Doru bombalău? Ești, mă. Da, mă, ce bombalău ești. Nu te cunosc, stai, bă, că te iau pe față. Da, care ești, mă, Doru? Da, nu sunt Nori, sunt Doru. Cu coama e pe chelie. Nu sunt Nori, sunt Doru. Nu înțeles. Na, păi, fiți atenți că am primit acum mesaj aici pe telefon. Ia zi, Borut. Am primit mesaj de la un prieten că a văzut mașina în alt oraș.
Ai, da. Cum am ajuns așa repede? Unde l-o văzut, mă? Taaai, m-a chemat la el. O să-ndomnești. Fugi dacă... Na, păi te-am văzut repede să văd dacă... Hai, mă, să mergem. Hai, v-am lăsat. Ok, ai grijă de tine, boss. Bravo, mă.